În ultima vreme, tot mai multe persoane s-au plâns că au rămas fără bani sau portofele în locurile aglomerate din Ploiești, cu precădere în zona Gării de Sud. În general, noaptea se fură din gări, din trenuri, iar ziua în mijloacele de transport în comun, magazine, piețe, dar numai la anumite ore, atunci când oamenii merg spre serviciu sau spre casă, sunt grăbiți, hoții profitând de neatenția acestora. În general, oamenii spun că sunt atenți și își țin bunurile în locuri cât mai ferite de ochii hoților. Îl pun bine, îl bag sub altele să nu să facă stânga împrejur, mă scuze. Te urmăresc dacă vede că ai bani, dacă scoți undeva bani mai mulți, vă da seama, rămâi fără. Un pericol. Da. Țineți ferit de hoți. În plasă, dacă nu, în buzunare ascunse. Plasa e, evident, pe mâna mea. Gheos Dănelu, de câte ori l-am cu mine și sunt în oraș undeva plecată, nu-l țin în spate, îl țin în față. Altfel riscați să rămâneți fără portofel? Poate nu vezi, dar așa îl mut în față, cu toate. S-a întâmplat vreodată să rămâneți fără portofel? Nu, nu. Sau să vedeți pe cineva că încearcă? Să văd, am văzut. Am văzut. Se împing, se... Te bâșbuie, te, dar nu. Sunt foarte atentă. Polițiștii au câteva sfaturi utile pentru călătorii mijloacelor de transport în comun. Pentru a evita să deveniți victime ale infracțiunii de furt din buzunare, genți, este recomandat să țineți cont de sfaturile cu caracter preventiv oferite. În mijloacele de transport în comun, când așteptați autobuzul sau alt mijloc de transport în comun, în stații aglomerate, dați dovadă de vigilență și atenție față de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră. Evitați să citiți în mijloacele de transport în comun, deoarece atenția vă este diminuată și puteți deveni cu ușurință victimele hoților din buzunare. Dacă în aglomerație vă simțiți înconjurat de persoane dubioase, căutați să vă schimbați locul. O atenție deosebită trebuie avută și în spațiile de unde se fac cumpărături. Evitați aglomerațiile din piețe, bazaruri, gări, autogări, magazine. Portofelul nu se așează niciodată deasupra cumpărăturilor, la vedere, iar geanta nu se ține în coș. Feriți-vă de priviri indiscrete când scoateți banii. Când stați la rând pentru a cumpăra ceva, nu vă înghesuiți și nu permiteți să fiți înghesuit. Dacă stați la o coadă, priviți cu atenție celelalte persoane. Dacă simțiți că asupra dumneavoastră se face pressing la coadă, în magazine, sau că cineva s-a instalat în fața dumneavoastră și v-a acoperit vederea, verificați imediat geanta și locul unde țineți portofelul. Acordați o mai mare atenție poșetei decât plaselor de cumpărături. În situațiile în care devin victime ale unei infracțiuni de furt din buzunar, cetățenii trebuie să anunțe poliția la numărul unic de urgență 112.